Salutare tuturor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod de Spin Tires, dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like. Evident, dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri, e bine, fraților, am observat că v-a plăcut foarte, foarte mult episodul anterior și evident că astăzi am decis să revin cu unul nou. Astăzi vom continua aventura noastră cu Dacia Duster și m-am gândit să-mi aleg și eu nou, sau un nou utilaj, era să zic o nouă mașină, însă mai degrabă e un utilaj. Mamă, deci cât de tare arată, sper să vadă ok și pe filmare. Hai să ne alegem câteva chestii aici pentru a obține și câteva puncte. Sper să se miște ok, uite, cam astea ar fi în principal și să ne alegem eventual. Cred că o să rămân mai degrabă cu roțile astea, sper să se vadă ok și pe filmare și cred că o să-i dăm bătaia, evident. Hai să și pornesc motorul. Vreau să văd aici puțin la options, cred că vreau, dacă mă duc puțin la settings, da, totul e ok, e bine. E bine, perfect. Bun, hai să-i dăm bătaie să dezactivăm frâna de mână, pentru că data trecută, fraților, ce să vedeți, eram cu frâna de mână activată, nici nu mi-a luat mare fail, să zicem așa, și a fost super, super nasol, trebuie să recunosc, însă asta nu prea contează. Sper să nu creeze foarte, foarte mare lag această mapă, sincer, pentru că e o mapă care mănâncă mult, trebuie să recunosc. Eu înregistrez acest episod înainte de a-l și cred că posta. Practic, eu când filmez este ora 18 și să apar undeva pe la ora 19, sincer. Încă o dată, fraților, vă doresc sărbători fericite tuturor, Crăciun fericit. Cred că ceea ce am avut de spus am spus în episodul pe care l-am postat azi dimineață și vreau să vă mulțumesc din toată inima pentru tot feedback-ul acordat. Sincer, chiar nu mă așteptam să vă placă atât de mult. Hai să ne uităm puțin și la fațada, acestui tir. Hai să depărtăm noi puțin. Cred că mi se pare că pot să arăt și interiorul. Hai să ne uităm puțin ca să-l vedem mai în întregime, dacă pot să-i spun așa. Nu știu, e prea genial modul ăsta. Să vedem, putem merge și pe altul undeva. Văd că mai framează puțin, să vedem cum se mișcă și pe OBS. Eu zic că se mișcă foarte, foarte ok. Acum, sincer, chiar n-am cel mai bun PC. Uite, facem noi puțin aici, mi se pare dreapta. Și după care ne vom întoarce înapoi să vedem ce găsim noi aici. Sper să nu mă împotmolesc, pentru că de obicei când intram cu o mașină aici mă împotmoleam, frate. Am văzut că am foarte multe chestii, o să vă prezint și mai în întregime mașina. Doar să ajungem aici la fuel sau fuel. Nu mai știu, frate, cum se pronunță benzină. Mamă, nu mai știu nici de bun. Nu l-am mai pronunțat de foarte mult timp și de obicei că nu mai pronunț un cuvânt atâta timp. Ok, și am alimentat foarte frumos. Hai să depărtăm puțin și, fraților, hai să vă arăt eu o mică magie, dacă pot să-i spun așa. Bun, hai să facem noi următoarea chestie. Deci o să mergem aici la Advance și o să facem noi următoarea chestie. O să apăsăm Crane. Și ar trebui să meargă. Deci nu mai știu sincer, fraților, credeți-mă. Deci, dacă dau Crane. Deci, frate, care erau? Că nu mai știu efectiv restore. Deci pot să modific. Știu că știu, odată știam că puteam să pot să modific, sincer. A, uite așa, uite așa. Deci, mamă, deci e prea genială chestia asta. Uitați-vă și voi, pot să mă folosesc de această macara. Frâna de mână e pus ok. Hai să și ridicăm puțin în sus. E prea genial modul ăsta, fraților. Și dacă mai dau eu aici la crane grab. Uitați-vă și voi cât de tare e. Deci e prea genial modul ăsta, frate. Totuși, Spin Tires ca Spin Tires, dar e super, super genial. Uite, și dacă o punem noi așa, să încercăm să o punem într-un anume mod. Uite, așa și să vedem dacă o pot... lol, lol, stai că o iau razna, o iau razna. Mi-a luat o raznă, ești nebun. Deci vreau să ridic în sus, așa. Și dacă vreau să ridic mai în sus, așa, ok. Deci dacă o să ridic în sus și o să dau aici Crane Grab, așa. Și o să ridic puțin așa în sus, eventual cam așa ceva gen. Și o să ne ducem noi așa frumos. LOL. Și hai să încercăm LOL. Deci vă dați seama cât de complicat e. Nu știu, nici acum nu m-am învățat. Deși m-am mai jucat înainte să încep acest episod cu modul. Cu acest mod, bine, între ghilimele spus. Hai să încerc să depărtez puțin, că nu-mi prea place modul. Și o să lăsăm așa, fraților. Uite, hai că am reușit într-un final să aduc la forma la care îmi doream eu, să zicem așa. O să-i dăm Advance. Și acum hai să ne ducem noi așa frumos, hai să depărtez rapid și ne continuăm aventura noastră. O să dăm... ok, off, e bine că sunt pe off și ne ducem în continuare să vedem ce mai găsim pe aici, fiindcă sunt foarte curios. Văd că va trebui, din câte observ, să traversez un râu, cel puțin sper să fie așa. Nu știu, parcă mi se mișcă puțin ciudat, v-am spus, sper să se vadă ok și pe filmare. Deci mașina asta e prea genială și o să vă spun și de ce în următoarele minute. Hai să verific dacă și înregistrează, filmăm de 4 minute aparent. Deci, în primul rând, e foarte rapidă. Hai să vă arăt o chestie. Deci, uitați-vă și voi. Am reușit să ajung la bordul ei. Bun. Și pe aici, aparent, trebuie să mergem noi. Bun.
Uite, parcă se vede mai interesant. 19 damage, nu trebuie să avem grijă ca să nu, nu știu, să o lovesc foarte, foarte tare. Hai să mirăm noi rapid stânga. Mi-e și puțin greu, pentru că nu am mai jucat cu modul ăsta, din păcate. O să vedem aici ce găsim. 20 damage, nu e cam bine, pentru că o luăm prin zone de astea mai ciudate și damage-ul se strânge sau se adună acolo. Bine, e 62 din 700 dacă vă uitați puțin acolo la damage. Și văd că ne-am împotmolit. Dacă apăsăm noi puțin V, uite așa și dăm noi în spate, așa, frâna de mână e dezactivată. Și văd că sunt foarte, foarte multe pietre. Hai să încercăm să ne luăm puțin de maraj și să ne ducem așa cum trebuie. Acest episod o să dureze undeva pe la vreo maxim 10 minute, cred că și mai mult o să depășesc. Văd că m-am înțeles. Mă gândeam, frate, că de ce nu urcă? Văd că totuși e mașina bună, însă trebuie să ne luăm și mai mult de maraj. E o pantă destul de mare, cred că nici nu mai poate urca de aici. Ia să vedem dacă, nu știu, mi se mișcă și ciudat. Hai să vedem că poate reușește. Da, nu reușim aparent și cred că o să ne băgăm imediat pe Dacia Duster. O să ne alegem o altă mapă, pentru că sunt nenumărate mape, frate, care, după părerea mea, sunt foarte, foarte interesante. Ia să vedem puțin. Văd că nici nu mai putem să o controlăm foarte, foarte bine, se împotmolește. Mamă, dar cât de tare e prea genial modul ăsta. Bun, fraților, hai să ne alegem rapid, mergem la My Menu și o să adaug rapid o nouă mașină. Pe Plains, uite, n-am jucat pe Plains. O să ne alegem aici câteva mașini cu care n-am jucat. Uite, o să aleg Duster-ul neapărat, mai puțin că se și blochează, că are un... ăsta e singurul lucru pe care îl urăz la Spinters, faptul că se blochează. Ne vom duce neapărat cu Duster-ul, o să-mi aleg doar Duster aici. Oricum ajung deocamdată și o să dăm Start New Game și ne ducem pe alt mod, sincer, pentru că, nu știu, pe Plains n-am jucat de foarte mult timp și o să dăm așa. Și o să o customizăm puțin, dacă îi putem spune noi așa. Ok, uite, așa o să-i adăugăm... oare dacă asta o să-i dau un install? Uite așa. Ia să vedem aici ce mai avem. Văd că putem să-i adăugăm și... ok, dacă o să-i dau așa... deci n-am level încă. Ok, o să o las așa eventual și cam asta în principiu. Și roțile, uite, roțile astea o să-i le pun, pentru că din câte am citit sunt foarte, foarte bune. Bun, nu știu pe unde să iau, sincer, și să vreau să mă plimb în întregime. Știți că data trecută... vreau să vă mai arăt și încă o chestie foarte interesantă care, după părerea mea, e prea genială. Hai să dezactivăm rapid frâna de mână, pentru că iarăși era să uit. Nu se duc foarte, foarte mult de la bordul mașinii, însă vreau să mă plimb doar prin această zonă, fiindcă nu o să reușesc să trec, fiindcă, na, știți prea bine ce se va întâmpla. Uitați-vă și voi puțin. Deci să zicem că noi o să lăsăm așa mașina, o să activez frâna de mână, o să dau la advance, o să fac o următoare chestie. Facem o magie, magie și magie. Deci uitați-vă și voi, frate, hai să dăm advance. Deci uitați-vă și voi, hai să oprim și motorul. Uitați-vă și voi, frate, deci cât de genial e modul acesta, frate. Pe lângă faptul că îți arată mașina în întregime, a reușit să realizeze atât de bine modul, fără buguri, fără toate cele, mai ales față, uitați-vă și voi cât de tare e. Și frate, pot să mă întorc așa frumos, dreapta, stânga, sau de fapt era stânga, dreapta. Hai să dăm V din nou. Așa, perfect. Deci e prea, prea genial, frate. Aici avem, mi se pare, să ne uităm puțin la motor, dacă reușesc. Uite așa ceva în gen. Nu pot să văd foarte, foarte bine. Uite așa ceva în gen. Mamă, deci e chiar realist, frate, pentru că taică meu are Logan și chiar așa arată, frate. Bine, în general așa arată toate mașini, sau nu știu, în general așa arată toată caroseria, să zicem. Nu știu dacă i-am spus, am spus ce trebuia, dar asta e partea a doua. E prea frumos, sincer. Ușile gen foarte, foarte frumoase. Chiar e foarte, foarte ok. Bun, hai să o și pornim. Ok. Și o să te dau din nou pe event și o să le dezactivez pe toate. E așa, frumos. Deci mă joc foarte, foarte mult. Văd că aici nu putem să-i adăugăm nimic. O să dezactivez. O să dau event, o să dezactivez frâna de mână. Și dăm bice puțin să ne mai plimbăm cu acest Dacia Duster. Pentru că nu m-am putut abține, pur și simplu. Nu m-am putut abține. Chiar e un, nu știu, și acesta l-aș putea considera un utilaj destul de rapid. Aici, din păcate, o să mă împotmolesc pentru că nu e capabilă mașina. E Duster-ul 4x4, dar aici, din păcate, nu prea pot rezista foarte multă mașină. Și o să vă mai prezint încă un mod, după care o să închei și acest episod. Nu vreau să mă lungesc foarte mult. În principal, am zis să vă arăt aceste chestii, vedeți și voi, nu se poate controla. Hai să încerc, fraților, un challenge. Hai să dăm în spate rapid și să încerc să conduc din first person, pentru că în first person nu se creează așa mare lagul. Bun, hai să încercăm să facem o următoare chestie și ne ducem rapid înapoi de unde am venit. Uite pe aici, așa frumos, pe
această cărare, nu știu dacă pot să-l consider un drum, pentru că vedeți și voi câte chestii are care mă pot opri. Și să vă mai arăt o chestie, fraților. Deci să zicem că eu am venit frumos, nu știu, eu de obicei mă joc foarte, foarte mult, gen, pur și simplu, exact ca și cum, uite cât de tare e, frate, deci mă jur că e prea genial. Pur și simplu vin aici, frumos, o să vă arăt imediat, o să și parchez, facem parcare laterală cu spatele, bine, dar asta e mai ușoară, mă parcăm de așa frumos și poți să rămână, poți să lași cum vrei tu, frate, deci uite, fiți atent doar, uitați așa. Gata, poc, o să dau advance, o să dau stop engine și o să dau în curând change truck, numai puțin, dacă dau change truck, o să vedeți că îmi pot muta în altă mașină, stați puțin că și creează lag și o să dau așa, o să dau așa și o să pot să le așez în funcție, în funcție de cum vreau eu, frate. Deci mă jur că e prea, prea genială chestia asta, vă dați-mă și voi, ca și cum ar fi viața reală. Hai să dezactivez puțin, uite așa, uite așa și o să fac următoarea chestie. O să dau driver 1, așa, o să dau change track, așa, o să deschid și aici gen, o să dau puțin, o să pornesc motorul. Și o să vreau să deschid puțin aici, tot așa, driver 1, stop engine și o să-i dau din nou 5 track ca să opresc motorul și aceste mașini, dacă o să pot, evident, stop engine și să vedem dacă putem da 5 track și o aducem și pe aceasta, pentru că dacă tot le-am mutat pe cele două, să o mutăm și pe a treia, așa să fie mijloc, evident, mamă, deci e, mă jur că e prea genial, frate. O să cer să o așez eu într-un anume mod, așa cum îmi place mie, nu știu, m-a spus, sper să se vadă ok și pe filmare. Ia să vedem dacă o să-mi iasă iarăși cu frâna de mână, că da. Nu știu, e greu, fraților, pentru că de fiecare dată trebuie să dezactivez. Olololol, hai că nu-mi iese foarte, foarte bine. Bun, și în curând o să ne ducem pe alt mod și după vedem, o să încheiem acest episod. Uitați, așa ceva în gen o să fie. Bun, și o să deschid eu rapid drive, nu capot. Nu capot, dar și o să stop engine. Bun. Și cam așa sunt, fraților, foarte, foarte frumoase să-mi fac și eu pentru o poză. Cam asta e în principal. Hai să ne ducem rapid și la cel de-al treilea mod, după care o să încheie și acest episod. 12 minute s-au adunat deja. Uită pe mapa Flood și ne ducem rapid să selectăm aici mașina aceasta. Din câte am înțeles, e o mașină foarte, foarte, adică un utilaj, că nu știu, nu pot fi considerate mai ales utilajele de genul, nu, sau nu știu cum să le numesc. Nu, am un lapsus în momentul de față, m-am spus, sunt și obosit în momentul în care filmez eu acest clip și trebuie să fac și thumbnail și toate cele. Bun, hai să-i dau ok. Perfect și o să-i dăm start. Aici, gen, dacă dau la advance, nu pot să-i fac foarte multe chestii decât să dau park trailer. Atâta tot și va trebui să dezactivez. Mai am aici detect, iarăși să las chestia jos și dacă o să-i dau advance... Cum o să iau repair. Așa, în fine. Asta e unul. Hai să ne ducem puțin să dăm. Dacă o să dau așa. A, ok. Ok, o să dau atât. Mamă, și o trage după mine. Lol, cât de tare e chestia asta, fraților. Mamă. Și din nou, fraților, puteți să vă transferați în funcție de cum vreți voi. Eu o să iau pe a doua pentru că asta nu-mi prea place. În general, o să-i și opresc motorul. Să vedem dacă pot să-i dau 5 track. Aparent nu mă lasă, așa știu că nu o să mă lase. Trebuie să ne ducem mai în spate. Deci, trebuie să dau de fiecare dată advance. O să dau off. Ok, ia să vedem, nu foarte, foarte mult. Ia să vedem dacă ne lasă acum advance și 5 track. Ok, merge acum, o să-i dau stop engine pentru a nu consuma foarte mult. O să-i pornim rapid. Și acum o să-i dăm off și ne ducem rapid. Sper să nu intru. Oare iese? Ce ziceți? Iese, clar, 100.000. Bun, și ne plimbăm puțin și cu aceasta, fraților. După care o să încheie și acest episod, care, bineînțeles, sper că v-a plăcut. A fost un episod destul de interesant în care v-am prezentat, așa, între ghilimele spus, noi moduri, pentru că Dacia Duster v-am prezentat-o și în episodul anterior. V-am prezentat și în episodul anterior tot... primul utilaj cu care am început acest clip, dar n-am știut să-l folosesc, nu știam cum e cu frâna de mână și toate cele. Uite, pe mapa asta chiar nu am lag și sunt foarte, foarte fericit pe această cale. Când ne plimbăm puțin pe aici, v-am spus, o să dureze maxim 15 minute, o să las așa puțin până verific dacă filmează și după vedem ce mai facem. Și eu vreau să vă mai arăt o chestie care cel puțin pe mine m-a uimit destul de tare. Hai să ne uităm puțin aici la față, pentru că e prea, nu știu, prea genial, frate, deci e... Splinter-ul pentru mine a devenit un joc, nu știu, un joc pe care sau pe care îl fragmentez destul de mult mai nou. Hai să intrăm puțin și în apă să vedeți și cum se vede efectul. Bine, am setările pe medium și vreau să vă arăt că intră în apă, frate. Sau cel puțin eu intrasem cu mașină
care se descurca foarte, foarte bine. Bine, acum, bineînțeles, se va descurca puțin cam greu pentru că are și ceva în spate, după cum bine observați, lol. Ia să vedem. O să fac, cred că, următoarea chestie, fraților, dar nu prea aș lăsa aici. Deși se descurcă foarte, foarte bine, frate, deci se descurcă foarte, foarte bine pentru o mașină de genul, se descurcă foarte bine. Mi tot arată aici că dăunează apă. Apa, e prea mare apa pentru acest utilaj, dar asta nu mă va opri pe mine să continui să merg cu această mașină. Vreau să ajung până în dreapta, acolo, la așa zisa insulă, pentru că, da, aparent nu mai poate continua, deci vom fi nevoiți să părăsim, să facem o iertare chestie. O să dau advance, o să dau detect trailer și o să ne ducem noi rapid, o să dau advance și o să dau așa. Ok, și să vedem. Uite că se duce. Într-adevăr, greutatea damage, am înțeles, un damage 2. Ok. Trebuie să avem grijă. E greu, fraților, e greu. Ne luăm damage, aparent. Cred că ne-am blocat, din păcate, în apă. Însă asta e ce se face. Nu știu, parcă e prea genial. Dar nu voi mai putea continua, din păcate. În mare parte, fraților, cred că o să închei și acest episod aici. Vă recomand să jucați și voi Splinters, pentru că, sincer, chiar e un joc super, super frumos. Vă mulțumesc mult pentru toată atenția și susținerea acordată. Încă o dată, sărbători fericite tuturor. Noi ne vom auzi, fraților, undeva pe marți, miercuri, pentru că o să fac o mică pauză. Deci, ne auzim. Ciao!